Capela parohiei Voloiac din județul Mehedinți a fost astăzi sfințită, iar trapeza și biblioteca parohială au fost binecuvântate. Slujbele au fost săvârșite de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, în prezența credincioșilor din comunitate și a autorităților locale. Ierarhul a oficiat apoi Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat necesitatea milosteniei în viața credincioșilor. Sfințirea capelei și binecuvântarea trapezei și a bibliotecii au avut loc în contextul împlinirii a 450 de ani de atestare documentară a Comunei Voloiac. Se aniversează, se împlinesc anul acesta 450 de ani de la atestarea documentară a localității Voloiac. Ca să se marcheze, pentru ca să nu se dea uitării și tinerii care aparțin aceste localități să se bucure de vechimea satului lor, Părintele Paroh a organizat acest frumos eveniment, Sfânta Liturghie, sărbătoarea aceasta care, cu ajutorul lui Dumnezeu, putem, s-am putut să o ținem, să ne bucurăm în această zi de sfârșit de toamnă. Dumnezeu să ajute cu credință să dăune mai departe satul Voloiac, parohia aceasta, a cărei biserică dăune de peste 200 de ani, este monument istoric și avem toată convingerea că prin grija Părintelui a Consiliului Parohial să se continue lucrările de restaurare. Cu această ocazie, părintele paroh Gheorghe Arnăutu a fost irotesit iconom stavrofor și a primit crucea mehedințeană pentru clerici. Îi mulțumim lui Dumnezeu că în această zi frumoasă de toamnă târzie am reușit ca să aniversăm 450 de ani de la prima atestare documentară a satului Voloiac. Ocazie cu care am invitat și a venit în mijlocul nostru preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, ca să oficiez o slujbă arhierească în mijlocul credincioșilor noștri și totodată să sfințească capela care s-a ridicat în curtea bisericii și o sală de mese, un ansamblu, mai bine zis, necesar lucrului pe care noi ne l-am propus. Cu ocazia împlinirii a 450 de ani de atestare documentară a Comunei Voloiac, profesorul Tudor Rățoi a lansat astăzi volumul Voloiac, repere istorice. Biserica a fost o instituție fundamentală a satului românesc în general. Suntem lângă biserica satului, ctitorită în anii 1808-1810 și care a avut ca predecesoare o biserică de lemn atestată documentar în 1780. Este o biserică care a fost ctitorită de doi dintre oamenii de seamă ai satului, din neamul izvoranilor și din neamul eneștilor. Pisania care a fost pusă în biserică la 1808 menționează, de fapt, nu numai doi ctitori, ci pe mai mulți dintre ctitori care aparțin celor două neamuri de frunte ale satului. Satul Voloiac, atestat documentar în anul 1571, este situat în partea de est a județului Mehedinți, la aproximativ 8 km de orașul Strehaia.